Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Bedwars alături de Denisa și de Rafael. Astăzi încercăm să câștigăm și noi câteva meciuri, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă doriți să ne urați succesuri în continuare, așa că mi-am făcut un pic Rafael în greșeală, dar o să-ți dau blocurile chiar acum. Ia blocurile și tu te mijloc cât mai rapid. Și haideți să începem și noi cu un episod de Bedwars. Să-mi spuneți în comentarii dacă doriți Bedwars sau lumea Denisei. Așa că haideți să începem, o să facem asta aici, o să iau un măr de aur și o să încerc să ne băgăm la bătăiță chiar acum. Rafael, bagă-te. E și Denisa aici, e pregătită să ne ajute. Mamă, ea deja a ajuns în mijloc, dă-i repede. Rafael, ești cam încet, ai îmbătrânit. Na. Ia uite cum stau. Șauri, Denisa s-a dus deja la diamanți. Eu vreau să fac drum la aceștia albaștri. What? Sunt tot aia din meci anterior, cred. Sunt vers, vin la noi, vin la noi, vin la noi, albaștri. Vin la noi, Denisa, vin la noi. Vine rahatul cu blocuri. Nu o bate, bă, Denisa. L-a bătut Denisa. Hai că am emeralde, stai puțin, le pun în chest și mă arunc în void, ok? Și dacă au drum. Du-te și fă-i drumul tu, doar atâta trebuie să faci, că îi nenorocim. Îi învățăm noi minte. Gem. Okay. Du-te și fă-i drum, mă uit acum de sus dacă au drum. Albaștrii au drum. Au drum. Ok. Așa, hai să abrăgădăm ăstea la maxim. Gata, și facem și sabie și luăm și niște blocuri. Ne băgăm chiar acum, așteptăm puțin. Hai să-i învățăm minte pe ăștia. Opa, vin. Nu vin. Pune tu emeraldul ăsta în chestul de lemn, Denisa. Stai puțin, că s-a dus la alții, s-a dus la roșu acum. Eu n-am blocuri. S-a dus la roșu. Să mă bagă primul? Nu, tu dăm doar guard, vino cu mine. Stau cu arcul? Guard. E unul aici în bază. Un bloc a pus pe pat, un bloc, un singur bloc. Dă-le aici că sparmează ăștia. Și jegosul pune... Hai mă, battle pe ăla. Jegu. Vine la mine în bază. Nu puteam să-l ating pe Pikachu. Uite-te câte vieți are, 4 vieți, nu puteam să-l ating. Iar eu am 0 materiale. Hai pe el înapoi să-l batem. Nu lăsa să se regenereze. Sau să Denisa, a făcut drumuri. Ei, nu stă Denisa. Mai e galbenul, eu uite cât a blocul și-a făcut. Uite, la albastru. S-a aruncat în voi, domnul. Mai e unul în bază, cred. Da, hai pe el. Are sabie de iron. Genocid. Uite-l aici, e prins aici. E ca pe Fortnite, unde îi spargi tavanul. Dacă mi-e explici și mie cum funcționează. Mă dă la depărtare, mă dă și mie niște blocuri, nu mai pot să mai îi dau un el. Are, ai pus în chest. Nu mai pot să mai dau un el, Rafaele, mă dă la depărtare. Are, mă, Denisa. Are sabie de iron, mai hai o dată să-l batem. Gata, mă, că mi-au... Trebuie să-mi explici și mie cum, dacă îmi dă 3 săbii, ce combo? De ce există combo în jocul ăsta? E random, măcar la survival games aveai undiță, aveai arc. A, și mâncă măr de aur. Ia emeraldele, că se mai spawnează. O să facă ăla invizibil și o să vină pe noi, spun eu, trebuie să-l distrugem. Ăla nu să aibă altceva de făcut decât Denisa să pipă capcana aia cu bățâitoare. O să-l bat să vedem dacă mai e în bază. Normal că e, că își face iteme să vină pe noi. Da, bă, e în bază. Are năcas pe noi acum. Nu poți, mă, are un ceva ciudat acolo. Are și sabie de iron, dar a lăsat low. Deci, pune și tu pe sharpness, Denisa. Că ne ajută. Hai că mă o să-l bat eu. Yeah. Ăla, o să ne vină de hack, o să ia emeralde și o să ne dea în cap.
Vezi că se spawnează emeraldele, vin ușele. Și vezi că e unul galben, vine la mijloc. Sunt într-un stack, le-ai luat tu? Da, le-am făcut, mi-am făcut armura. Băi, e imposibil să-l bați, nu poți să-l bați! Vine și ăsta galben, ești nebun. Uite-l bă, ce-o băluță! Ai mă, da, jeg! Nu am mai zis nimic. Vine pe noi ăla. Vine pe noi ăsta, albastru. Oh, vezi că a trecut, a trecut, a trecut, a trecut. Are 9 vieți. Almează-te, Marius. Iată. Iar în jur Rafaele și iar mă pune compilații. Hai. Hai la ăla galben. Te-ai puțin să fac sabie de iron. Hai la laga, am emeralde, stai puțin, așteaptă. Hai că sunt ninjutsu. Am toate alea la blană. Și zboară mă pe acolo. După tine te duroia. Mhm. Vrea să mă omoare, mă urăște mult de tot. E cam două emeralde. Trebuie să mergem pe aici, nu? Trebuie să fac drum către galben, nu vezi că nu, cau. Au de la diamante. E unul dar aici. Dar nu-mi place așa. E unul aici, e unul aici, vină cu. Roșu are pat? Nu, mai e doar galben. E unul la roșu aici. E unul vine pe tine, zici de la... Păi văd că nu mă nimerește, zici că sunt invizibil. Aaa, eram... A, nu eram invizibil. Cine va face? Mă băteam cu unul și nu eram invizibil. Credeam că sunt invizibil. Pon? Pune-le în ender chest. Se duce la roșu, unde e ce? Pune blocul, pune blocul aici. Fă-i drumul, să pot să mă duc invi. Ah. Hai că e ăla să uită pe pereți, uite-l. Hai mă, că vine cea baluță. Aici vino, că e drumul la galben. Da. Vezi că sunt invizibil. E unul în spate. Păi așa se face, mă, patru. Doar un rând de lână. Așa glumesc, sau? Da. Aveam un rând de lână. Mamă, se duce la noi ăla. Denisa, să te scoli. Denisa! Scoal, fată. Ăsta a făcut un pătrat de lână. Era să-l dau jos. Ăsta a făcut un pătrat de lână pe lângă pat. Atât a făcut el. Ne realizezi, nu? Uh-huh. Un pătrat de lână pe lângă pat. Și venea să ne atace pe noi. Bă, dracu, minte. Bine, bă, Marius. Big Diamond, de ăla ne omoră pe noi de multe ori. Trebuie să mai pun pe armură, Rafaele. Mai bagă puțin pe armură. Ok, ăsta e primul nostru match. Ok, băieți, revenim cu o altă rundă din Minecraft Bedwars alături de Rafael. Astăzi încercăm să câștigăm un alt match. Ne-am chinuit ceva, Rafael ia blocul este 16. Fă-i un drum rapid cu ele, că știi că ăștia, dacă se duc primii, ne-au terminat. Și o să-ți mai dau acum 32. Așa, Rafaele, fă-i, cu acest nivel la muncă pe tine. O să-ți mai dau 32 acum, întoarce de repede și ale. Lasă construit-o puțin. Le dau cu shift-ul ca să cad? Da. Hai că roșu deja face drumul, zici că e tras la indigo meciul ăsta. Cu celălalt. Ia uite, galbenii sunt în mijloc deja. Nici nu mai e emeraldul. A, mai e. Am furat emeraldele și am fugit, Rafael, ai grijă ce faci acolo. Vine galben, vine galben, Denisa, scoarte-i.
Danny. Hai să facem drum la roșu dacă tot e așa. Mai trebuie niște aer, stai puțin. Mai trebuie 5 aer. Hai mă. Asta era faile, că ți-i rezolv eu pe aia. Era să ajung și eu la în bază la roșii. La cine e? Care este supărarea? Roșii. Au drum, dar trebuie să iei fall damage. Dacă iau fall damage, mă văd. Mă dură albaștri? Nici albaștri n-au drum. Wow, trebuie să-mi faci drumul la albaștri. Mă duc cu aia galben la roșii. Moare cu un emerald, Marius, nu! Jegu! Jegu, bă! Te pup, mi-a lăsat emeraldele. Denisa este la noi în bază. Bă. Pune, nu știu, 30 de straturi, că vin și... lângă, e prea în față, nu știu. Zi, bă, X-Layer. Ia vezi, ce s-a distrus acolo? Ai, de capul meu. Ia vezi, ce s-a distrus acolo? Și m-a bătut MLJ. No, mereu cu 3 litere. Ce semnifică 3 litere astea? De ce sunt player numai cu 3 litere în jocul ăsta? Ce să? Roșu încă mai are. Hopa. Nu mai are roșu. Văd că ai, la... ai luat niște emeralde? Nu. Le-am pus eu în chest, avem două. Da. E drum făcut? Nu. Trebuie să faci drumul. Acum am făcut ceva la galben. Dai să vedem. Am făcut un drum. Dar cred că e cu fall damage. Bă, nu-l face cu fall damage. Păi e făcut de... A, hai că nu e cu fall damage. Poți să vii. Unde e? Drept în fața aici? Da. Nu mai veni, Marius. De ce? O, mai e nevoie, nu de alta. Am două emeralde. Cum e distrus? Toată lumea e în viață, nimeni n-are pat. Nu avem pat. Avem 4 emeralde, mă o să le duc înapoi. Ține de patul ăla, Denisa. Băi, văd că iar de dă diamante acum. Păi iar de dă diamanți, lui Denisa. Îi place diamantele ei. Da și mie niște iron. Șapte gold, mai trebuie un gold. Ia. Yeah. Dar dă niște iron în coa. Ia. Nu cred că folosești toate bucățilele. Să fac și o unealtă, o, un ciorap. Ceva. Am o poțiune de invii, putem să le băgăm pe ei. Ce să te mai bași pe ei? Ia uite-l pe ăsta, e deja la noi în bază. Și o bate și pe Denisa. Săracul copil, bă. Bă, Steven Seagal. Vino cu mine la aștia roșii, vino cu că sunt invizibil, nu te văd și o să te subestimeze. Așa. Zici să duceți invizibilitatea până ajunge. Mă, cum m-a nimerit el pe mine? De ce m-a nimerit el pe mine? Unul void. Unul void. Și mai asta. Și s-a aruncat sigur în void. A dispărut și ăsta. Vanish carpet. Wow. Mi-a dat cu, a vrut să dea după tine și m-a nimerit pe mine cu aia, înțelegi? Yep. Mai e albastru. Are un diamant, mamă câte chestii are asta aici. M-a bătut, bă, albastru. E bun? Nu, dar aveam jumătate viață. Unde e albastru, albastru? În mijloc. Ea e emeralde să face invizibil, nu? Da. De aici ar fi bine să pui pe capcana. Lua câțiva emeralzi să-ți dea la papacioc. Am văzut, să se facă invizibil, ăla s-a deconectat, mai e unul. S-ar putea să fie invizibil. Băi, eu nu înțeleg de ce intră ăștia și stau afecați, sunt boți?
Să spună Denisa dacă e la pe ea, că nu e în bază la el. Păi ea? E aici ăsta. Unde aici? Dă cu sabia, în mijloc, sus. Stai puțin, așteaptă puțin. Nu mai aștept nimic, oricum n-am blocuri. Aduc acasă cu două emeralzi. Vezi că vine? Vine. M-a văzut pe mine, mă vede mai prost. Bă, ce, ia uite și pe prostul ăsta. Ia uite-l ce fuge. E sus aici. Dai mă, dacă am ieși piciorul, dai mă peste ochi. A fugit. Câte inimă are? Uite-te pe tabela aia. Ia vezi, Rafaele, ce am făcut? Ceaba Luță. 7 meci de 7 minute. Ok. Ok, hai să mai jucăm încă un meci. Am jucat două meciuri a câte 9 minute, Rafaele. Asta înseamnă că construiește drumul în mijloc repede. Am ustensile, am tot. Putem să mergem pe cineva care ne enervează. Hai, e capul. Zi. Hai că face verdele. Putem să sărim, n-are nimic pe pat. Asta e ăla. E harta aia. Dacă face drumul și-l omorâm, hai, dă-l jos. Du-te. N-are nimic pe pat, omul și-ala construiește. Dă-l pe ăsta jos, că n-are unde să ducă. Vezi că vine unul galben la noi în bază. Ăsta e AFK, ciulii ăsta. La Tarafaele ăștia au fost. Și acum baza noastră e în pericol, nu? Baza noastră. Denisa, vezi că s-ar putea să fie la galben pe noi. A luat emeraldele, aia face elici. Băgam ea și sârma în gura lui, că nu poate să ducă înapoi. I-am luat emeraldele. Hopa, am nevoie de tine, Rafaele. E unul în mijloc aici. Unde ești? Ce culoare este de albaștri? Vino cu ochi, era să cadem voi cu emeraldele. Ajută-mă. Vin acum, Marius. Mă învăr la spawn, uite-l. Mai e un emerald sus. Da, bă, tu bă, Rafael, n-ai ce zice cu Rafael. Când e supărat. Ok, mai am un emerald, dacă îți mai faci tu unul, poți să-ți faci tu o poțiune. Fii atent, îl punem aici. Luăm astea și mai upgradăm pickaxe-ul. Putem să mergem, ai drum făcut către cineva? Da, către ăsta care mă bate. Cum îl cheamă? N-am. Te bate unul, eu nu pot să mă bag. Bagă-te din sa. Stai puțin. Gata, că căzut. Ok. Mai am 25 de secunde de ăla. Și nu pot să mă arunc, că am sculele. 6 gold. Mai am 9 secunde. Du-te și fai drumul. Către galben. Repară drumul aici, te rog eu. Ca să trec. Uitați să văd aici. Mamă, ăla și poate să te redeze sara peste el. Ia ce-a făcut. Băi, eu nu pot să mă bag cu el. Uite cum face, nebunii, o luă razna. Da. În bază la noi? Denisa, scoarte că eu nu pot să vă ajut. Am aruncat. Hai că mă duc. Operațiunea Ninja a început. Să duc și roșii peste ei. Bă, what the freak? Da.
Săsătură de venit. Săsătură de venit, jepăluță. Și roșii, mai sunt roșii. I-am bătut pe toți cu aia roșii. Ne mai trebuie un emerald. Fă-i rost de un emerald. Și vină cu el în bază. Coac. Coacazaure. Ai făcut rost de un emerald? Mhm. Sunt morți aia roșii dacă au drum direct. Trebuie să mă ajut să-mi faci drumul și gata. S-a terminat meciul ăsta în 2 minute. Hai. A venit roșu. L-a bătut de Nissan, așa. Mă las pe mine să mă duc primul în cazul că să nu mai dea puterea mine. N-au drum. Oh, păi de unde vin mă ăștia? La galben. Am băut poțiune, ești prost? Bravo, Marius, că ai băut poțiune. Hai mă! Mai trebuie emeralde. Că am băut poțiunea ca prostă. Te mănâncă undeva. Chiar am băut poțiune, n-ai ce zice. Pe gold. Mai trebuie 2 gold. Am 11 hai și vine la chest. Adu-o cu ea. Adică vino cu ea. Vino cu ea la galben. Că îi campezi ăștia și nu pot să treacă de aici. Am plecat din bază acum. Fac un drum la roșu. Da jos, fai drum, fai drum, că îți creezi eu spațiu. E da, ești deasupra lui. Urcă-te mai sus, urcă-te mai sus. Ok, vreau să fac drum, să cobor tu. Hai, 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 poate, bagă-te pe ei. N-a fost o idee. Era doar unul. Oricum am poțiune. Am bătut doi. Oricum ai făcut drumul, e perfect aia. Vedem, avem golemi, avem poțiunea, stai puțin să facem niște golemi și noi, frumos, corect, un golem, mai trebuie, na, nu ne mai ajunge, hai, hai să mergem. Hai mă, că am început să folosească drumul meu, băieții. Vine unul roșu. Cum mă, nu-l ating, cum? E spatele tău, e spatele tău, e spatele tău. Am înțeles, stai că ai drum perfect la ei. Hai că se întors înapoi. Eu stai aici, poate să-i țin de vorba dacă vrei. E unul sau cel la noi în bază, cred. Tu unde m-a văzut, mă? Tu unde m-a văzut, mă? Patele patul. Ce m-am urât, mă, că eram la pe. Bă, de unde m-a văzut ăla pe mine? Sunt tare curios. Să fie avut capcana? Bă, să fie avut ăla capcana? Dar nu înțeleg de unde m-a văzut. N-aveam nimic că vine cu sabie de aer la noi pe insulă. Normal că... Hai pe-i? Mamă, mai am jumate de inimioară, mai am. Nu te mai zice atunci.
Hai să luăm emeraldele, să jucăm cu cap. 4 emeralde, 4 emeralde. Îmi fac armură easy. Am adus chestii. Las că le dau eu. Cum vrei. 9 emeralde. Oamenii ăștia nu ia emeralde. Aoleu, dacă nu făceai drumul ăsta, eram done deal. Nu s-ar zice la tine. Sunt spatele meu. Poți să pui Denisa, mă gândesc că ai multe diamante. Pune și pe Iron Forge, că e important să se respawneze resurse repede în bază. Eu mă duc, încerc să mă duc. E roșu aici? E roșu aici? Ok. Bine iar, omul. E că băut stricat omul ăla. Hai, merge să-i batem, ce facem? Așteaptă să-mi fac... am poțiune aici. Fac drum la diamant în dreapta? Nu mă, nu, așteaptă. Nu? Vezi că mi-a făcut poțiune. Nu știu dacă mă vede. Ah, trebuie să iau blocul ăsta. M-a văzut când am luat blocul. Las okay. Că sunt și în spatele lui. Hai pe el? Du-te. Bă, dar cum te vede? Ce, devii vizibil? Păi dă-te la mine, că ridicai blocul de jos, Rafaele. Trebuie să te duci tu primul. Păi ok, dar în tine și devii vizibil înseamnă. Da. Aaa, căcat. Îți place poțiunea asta? Are slăbiciunile ei. Mai am o poțiune aici. Am un golem. Putem să mergem să-i punem golem în bază. Mai putem să mai facem unul după. Nu știu dacă a venit la noi. Mai am o poțiune, mai am o ultima încercare. Ia că ia la mijloc. Nu cred că e nimeni în bază la ei. Am o poțiune, s-ar putea să vie la noi toți invizibili. E în spatele tău unul, da. Unul spatele tău cu sabie de iron. Are 15 vieți. Nu mai are. Jos, frumos, du-te și bate-te cu ăla până mă sparg eu aici. N-a dorul, Rafael, e ca un vaccin. Nu l-a dorul deloc ăla. Am luat și unul cu mine, am luat și patul cu mine. E ca un vaccin. Bun. E să te înțapă puțin, atâta durează. Avem al golem, putem să dropăm al golem la ei. Dacă mai aveam un emerald, niște emeralde, am putea să... Am putea să mergem la spate, știi, să le dăm. O să facem sabie diamant. O să vină pe noi acum, dacă... Și-a luat arc. Îi dau eu cu arcul ăla, le norocesc. 4 emeralde. Putem să ne fii atent, ne facem amândoi poțiuni la ninja. Vino cu-o. Putem. Să te învăț ceva. Fii atent, nu trebuie să ai nimic pe slot, trebuie să ai mâna goală. Mai am. Și nu trebuie să ai măr mâncat. Dă-i puțin, mai avem iron? A, nu mai avem. Ok, hai că fac două poțiuni. Fii atent, ia-ți poțiunea, nu trebuie să ai nimic în mână, ok? Ok. Trebuie să ai un slot liber. Vezi că atunci când iei damage o să te vadă. Și să nu te vadă când ți-o dai, că o să dea mereu cu mâna. Mi se pare că te-ai arăt drumul, nu sunt sigur. Ce zici de asta? De tăierea drumurilor și autostrăzilor. Da, o tăia drumul. Vezi că dacă mor nu ți-o mai dă poțiunea. Ai ce să le faci, că o tăia drumul. Oamenii au tăiat drumul, tu înțelegi? Am aruncat poțiunea momentan și o să mai continui drumul. Eu mă duc să-ți las 4 gemuri în Ender Chest. Hai că am făcut drumul. Dă-i puțin să-ți las 4. A luat full damage, nu? Trebuie să îl faci fără full damage.
Are sabie de diamond, copilul. Păi mi-au și eu dacă vrei. Mai trebuie să-ți mai iei două emeralde ca să te faci de diamond și tu. Oh my god. Să bei jump. Să bei... Să faci sabie, să faci armură. Mai îți trebuie două emeralde. Să le-am luat eu una. Da, liniște, Rafaele. Da, liniște. Două, ai armură. Vino ca să-ți dau alea. Da, liniște, că e meciul de parte. Am aruncat. Mamă, dacă ți-a la poțiunea, ai belit-o. Am belit-o cu patul ăsta. Nu știu dacă pusă pe căpcane. Nu se știe. Iată, ți-am pus emeraldele astea, fă-te în diamant. Eu mai încerc să mai caut Tyrant, să mai facem un golem. Avem încă un golem, avem doi golem. Să nu bei nimic. Să nu bei un bar. Da. Ai făcut drumul înapoi? A, păi putem să mergem pe aici, da. Rafaele. Iată, făcut Denis a drum aici. Ia, uite-vă, vă, Denis. Bea poțiunea de acum? Avem. N-ai nimic pe slot și te duci prima oară, vezi, să le iei, să iei pe spate, cumva. Vezi că nu ne văd acum. Nu? Nu te văd deloc. Hopa! Nu ne vede deloc, Marius. Deloc nu ne vede. Ce ai făcut, băieți? Stai că sunt băieții noștri aici. Sunt băieții noștri. Ce faci, mă? Urele spate, uite-te. Jucăm tenis cu el. Era băieții mei aici. Nu, cum ne-a văzut? Cred că a văzut particulele pe jos. Cred, nu știu. Ori te-a văzut când ți-ai dat-o. Și de dea gen pe linie, știi? Ok, băieți, aici încheiem și noi episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!